Andreea este o altă poveste de învingător în lupta cu kilogramele. Bine ai venit la Spunem ce te doare. Mulțumesc de invitație. Câte kilograme avem în minus? Aproape 20. Aproape 20 de kilograme. Te felicit, din nou. Mulțumesc. Îmi place ce văd. Și mie. Care a fost principala armă în lupta cu kilogramele? Voință. Multă, multă voință. Ai. Să vă spun un secret, pot să spun? Pot să dau din casă? Andreea are atât de multă voință încât a surprins pe toată lumea. Este una dintre doamnele de pe forumul nostru, ca să înțelegem despre ce e vorba. Acum o lună s-a întâmplat, da, exact. Când a suferit o intervenție pe ovar și în câteva ore deja era în picioare, se mișca. Chiar atunci a fost o dovadă evidentă de voință și ambiție. Cu ce s-a schimbat viața ta? Foarte multe, foarte multe. În primul rând am învățat să mănânc la ore regulate, cât de cât. Și că sunt foarte importante cele 3 mese în fiecare zi. Cel puțin 3 mese. Cel puțin 3 mese și cele 2 gustări, dar cel mai important micul dejun. Categoric, chiar dacă vrem să slăbim, reprezintă unul dintre secrete. Pozele tale înainte, după, vorbesc de la sine. Și pentru că în acest moment tu ești încă în perioada de recuperare după intervenția chirurgicală, o să-ți facem o mică surpriză, puțin altfel decât suntem obișnuiți, pentru că în momentul de față tratamentele corporale încă nu sunt recomandate. Prin urmare, te-am adus într-un cabinet de estetică și îți fac cunoștință cu Mariana. Bine ai venit, Andreea. Mariana, Andreea. Îmi pare bine. Mariana se va ocupa de fața ta. Da, și de starea de bine, nu numai de față. Vrem să-i oferim Andrei un mic răsfăț bine meritat după lunile de luptă pe care le-a avut. De asta m-am răsplată. Și... Răsplată. Da, categoric. Da. Creierul are nevoie de recompense. Are nevoie, da. Trebuie să-l păcălim. Trebuie dacă nu ne păcălește el pe noi. Da, și da. Să-l premiem atunci când să-l merită. Premiem. Exact. Andreea este în postura asta și, repet, de asta m-am gândit la tine, la voi, ca să îi oferiți aceste mici... Acest mic răsfăț. Răsfățuri. Exact. Relaxare. Am să te rog să începem cu un lucru extrem de important, cred, pentru toată lumea. Da. Respectiv diagnosticarea, să zicem, a tipului de ten. Oricine, orice persoană poate rezolva această problemă. Să vezi ridurile și porii persoanei respective care au o mare relevanță în depistarea tipului de ten. Ce înseamnă asta? Dacă avem o față cu porii mai dilatați, înseamnă că discutăm despre un ten gras. Dar are un avantaj. Nu este ridat. Pentru că sebumul, într-un fel, ajută la această prevenire exact. A ridurilor. Este un avantaj, da. Iar persoanele care au un ten uscat, porii sunt fini, dar apar ridurile. Apar ridurile de expresie, apar ridurile fine, dacă se poate spune așa, și atunci ne gândim ce putem face în această situație. Aha, deci ridurile fine de expresie îți indică tenul uscat. Uscat, e clar, înțeles. Are o relevanță vizibilă. Este foarte important să reținem aceste... Mici... Nici măcar nu-s mici, da. Nu sunt amănunte. Așa eram tentată să spun amănunte, dar sunt totuși sunt lucruri importante. Sunt foarte importante și chiar acasă, la voi, înainte de a vă cumpăra un produs pentru față, uitați-vă atent în oglindă, orientativ. Până ajungi la un specialist, te poți uita singurică și vezi despre ce este vorba. De ce spun lucrul ăsta? Se folosesc produse după ureche. Îți poți face rău, îți faci rău singur fără să vrei. Categoric. În cazul Andrei, la o primă vedere... La o primă vedere, Andrei are un ten foarte frumos. Aș zice că tenul ei reprezintă, de fapt, și dieta despre care vorbeați mai devreme. Este vizibil că are o viață echilibrată. În momentul în care vorbesc despre o viață echilibrată, mă refer la alimentație, mă refer la sport, mă refer la tot ce se... Adică tu vezi pe piele, practic, pe fața omului, poți să spui foarte clar, mănânci corect, nu mănânci corect. Tenul ei ar trebui hidratat.
Și răsfățat puțin, aș spune eu, exact răsfățul despre care vorbeam. Păi, un pic să trecem la treabă, hai zic. Să trecem la treabă. Știu că ai pregătit pentru Andreea o mască foarte specială. Este ea are nevoie de calmare, asta vreau să precizez. Mm-hmm. Are o față sensibilă. Deci ea trebuie să țină cont de lucrul ăsta. Este o hipersensibilitate. Este o persoană emotivă, bănuiesc că toți suntem, dar asta accentuează, nu face decât să accentueze. Este, spuneam un pic mai devreme, este o candidată viitoare, candidată la cuperoză, dar asta nu trebuie să o sperie. Această sensibilitate determină mai târziu, cum să spun, slăbește într-un fel peretele capilar și atunci apar acele lari panasului și pe zigomatic apar acele vase, le spunem noi teleangiectazii, din cauza acestei hipersensibilități, adică capilarul își pierde din elasticitatea lui. Asta este. Putem preveni? Se poate preveni. Dar trata, să nu discutăm, că aceasta este o poveste, este un mit, noi putem preveni. Ea nu trebuie să plece pe stradă fără o cremă protectoare, chiar i-aș recomanda fondul de ten, nu ar trebui să ne temem de el, pentru că, într-adevăr, protejează fața în momentul în care am ieșit pe stradă. Haideți să începem și povestim și pe parcurs. Avem, sigur, haide, Andreea, te rog. Avem pregătită și o mască pentru acasă, da? Da, pentru sigur că da. Persoanele care... Recomandarea pentru acasă este extrem de importantă. Tu o să ne și arăți o mască făcută din ingredienți naturali, 100%, însă puțin mai târziu vorbim despre aceasta. Da. Hai să ne apucăm de treabă. O să-i facem o ușoară pregătire a tenului, în sensul că îndepărtăm impuritățile, machiajul, mă rog, ea nu prea se fardează, dar nu contează asta. Vreau să te întreb, fața o curățăm chiar dacă nu ne fardăm? Indiferent, foarte bine ai pus problema, sunt foarte multe persoane care vin și spun, dar eu nu mă fardez. Nu contează, noi ne fardăm cu praf. Impuritățile din praf. Aer sunt foarte mult, având în vedere că este mult praf, multă mizerie, deci noi trebuie să avem mare grijă la îndepărtarea impurităților. Dacă sunt keratoze, deci dacă fața este îngroșată, este aspră, ea nu poate respira și atunci noi degeaba îi punem seruri, fiole. Până nu am îndepărtat aceste căpăcele, aceste keratoze, nu intră. Evident. Este logic. Care sunt mișcările atunci când masăm fața, indiferent că facem aplicare sau curățare? Exact, sunt multe persoane care și acasă fac greșeli fără să-și dea seama. Arată-mi care este cea mai mare greșeală pe care o poți face pe fața ta. Acasă, fără să vrei, când faci demachiere sau când pui o cremă, sunt multe persoane care folosesc acest sens. Ia uitați, eu le-am dat un indiciu. În momentul în care ai dezordonat sprânceana, este sensul greșit. Când ai aranjat-o frumos, sensul nostru este bun. Și pe cât posibil să susținem la unghiul extern al ochiului, de ce? Pliem ridurile de expresie. Deci în loc să le ajut să-și revină, fața să se învioreze, eu fac această, făcând invers, greșesc. Și fac și acasă și în cabinet la fel, dacă nu avem grijă, este un lucru extrem de important. Sensul. Deci aranjăm sensul. Sprânceana. Exact. Ăsta este un indiciu. Corect. Ok. Un skepsis micus, dacă vreți. În momentul în care este aranjată, este în regulă. Pe urmă, mai avem în vedere mișcările ascendente. Deci totul trebuie să fie ridicat, să ridicăm, să avem tendința de a ridica fața către sus. Niciodată să nu tragem. Sunt persoane care trag, absolut trag de fața lor în fiecare zi, nedându-și seama că își facă rău mai târziu. Nu, acum nu se vede, pentru că Andreea este tânără, dacă discutăm despre ea, dar mai târziu, când anii încep să se așeze, atunci chiar se va vedea. La fel la buze, sunt foarte multe persoane, facem această mișcare circulară. Nu pliem. Ia uitați, și ridurile, apar ridurile. Exact, ridurile. Corect. De șanțul nazogenian, la fel. Trebuie să-l ridicăm. Deci mergem pe orbicular. Avem orbicularul ochilor și orbicularul gurii. Bun. Să revenim la pasul următor. Am curățat. Am șters un pic. Acest demachiant trebuie întotdeauna șters. Deci putem șterge cu bureței acasă. Au sau nu bureței. Un prosopel special pentru acasă. Sau tampoane, sau dischete, sau ce are. Și la fel, păstrăm într-un fel aceleași mișcări ușoare, cu susținere. Întotdeauna când am șters ochiul, la fel susținem unghiul extern al ochiului. Adică ce vrei să spui este că susții cu o mână, da, și cu una cealaltă ștergi. Sigur că da. Gâtul, apropo de gât și de colteu. Sunt persoane care se ocupă în mod special de față. Mm-hmm. Dar să nu uităm că avem gât și de colteu. Deci trebuie neapărat să avem grijă să nu uităm că e primul care trădează.
El ne dă de gol prima dată și atunci avem grijă de el, la fel, la demachiere, la curățare, indiferent de ce vom face, ne ocupăm de gât și de decolteu. Ștergem cu șervețelul puțin, un picuț, să absorbim excesul. Uh-huh. Și în momentul ăsta, asta vreau să vă spun, se poate face în cabinet un tratament parțial. De exemplu, cum Andreea a venit pur și simplu astăzi să se relaxeze. Nu m-aș apuca să-i pun peeling-uri puternice, să-i fac eu știu ce dezincrustări, metode cosmetice deosebite, periuță sau... Aș vrea doar să o las să stea liniștită. Și atunci am pregătit puțin fața, deci după care am spus că trecem totuși la aplicarea măștii mai bine. Am spus că este o mască calmantă și roz. Cu extract de violete și e și roz, pentru că noi suntem roz cu totul. Are și germen de grâu în ea și în afară de faptul că este puternic hidratantă, este, cum să vă spun, liniștește fața, calmează, răcorește. În primul rând, ea este o mască rece. Dacă nu aveam această mască, o să-mi spuneți, bine, dacă n-am eu masca asta minunată acasă, ce am să pun? Am să pun o compresă rece, calmantă. Iaurt rece din frigider, exact, că iaurt, tot spuneai. Aș putea plimba un cup de gheață, efectiv, după ce fața a fost curățată, pun un cup de gheață și calmez un pic. Lucruri reci, da? Reci, frigider. Reci, reci, ori reci. Fruct rece, foarte nu poți bine, să... sigur, ba da. Putem să punem un fruct rece, putem să punem vestitul castravete, câteva feliuțe de castravete. Deci ea trebuie să fie perfect relaxată. În momentul în care începe să se usuce, se produce și o presopunctură a feței, într-un fel. Și atunci veți vedea, în momentul în care... Relaxați, Andreea. În momentul în care scoatem masca, aproape rămân ridurile de expresie imprimate pe această măscuță hidroplastică. Gata, timpul a expirat. Ea este relaxată 100%. Iar masca asta, dacă Andreea dorește, poate să o ia acasă. Principiile active din ea sunt încă 24 active. De ore, mm-hmm. Sunt active și ar putea acasă să-și pună un ser sau o cremuță, o pune la frigider, o păstrează și după aia și-o mai aplică încă o dată seara, dimineața. Foarte frumos. Ia-i să ne uităm cum au rămas, uite, la ochi. Se văd ridurile de expresie, aici este puțin mai plină, reduce edemele, uite, ochiul este calmat, este liniștit, nu mai are aspectul ăla și iritat, nu mai are roșu, porii aia deschiși. Nu mai are porii aia deschiși și este, în primul rând, foarte hidratată.